Carambol mortal cu patru mașini în Cluj. În urma accidentului cumplit, o femeie și-a pierdut viața, iar alți doi oameni au fost răniți. În impact au fost implicate și o autoutilitară și un autobuz. În urma accidentului, traficul pe ambele sensuri a fost blocat. Tragicul accident s-a produs în localitatea Florești din județul Cluj. Potrivit ISU Cluj, în accident au fost implicate două autoturisme, o autoutilitară și în urma impactului a fost avariat parțial și un autobuz al companiei de transport public. Martorii au fost cei care au sunat imediat la 112. În scurt timp, la fața locului au ajuns mai multe echipaje de poliție și ambulanțe. Într-unul dintre autoturisme, două femei de aproximativ 50 de ani au rămas încarcerate. Cu mari eforturi, victimele au fost extrase de pompieri. În cazul uneia dintre acestea, s-au aplicat manevre de resuscitare, însă fără succes. Din păcate, medicii au fost nevoiți să declare decesul femeii. După ce a primit îngrijiri la fața locului, cealaltă femeie rănită a fost transportată de urgență la spital. Ulterior a fost transportat la spital și un bărbat de aproximativ 45 de ani. Niciunul dintre pasagerii din autobuz nu a avut nevoie de îngrijiri medicale. Traficul în zona a fost blocat pe ambele sensuri de mers, timp în care polițiștii au făcut măsurători și au ridicat probe de la locul accidentului, pentru ancheta în urma căreia vor fi stabilite cauzele impactului tragic.